Avem de mers undeva la 20 de kilometri. Dar cât de tare e, cât de frumos e. Practic noi am trecut prin câmpurile alea ca să traversăm. Am văzut că ajungem iar în oraș. Bă, așa, stau aici, n-au niciun stres, mă, frate. Eu tenc cât de liniște aici. Păi fii atent că din guste aici și câte ori zici. Băi, Fini, fii atent câte ori zici pe aici, da? Ai, 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 ai. Noi trebuie să trecem înainte prin apă, mă, tu știi? Păi, bă, dar ce mare e apa, bă. Până acum sunt super mulțumit de traseul ăsta, deci e ceva top. Acum zic dacă n-a arătat traseu. Bă, era în 100%. Mi s-a rupt lanțul la bicicletă. Caut o piatră mai mare. Aici e fain, tare. Oameni buni, vă salutăm. Bine v-am regăsit la o nouă aventură. Astăzi facem un traseu mișto undeva în apropiere de Watford, la ieșire din Londra. Un traseu de foarte multe păduri, ceva lacuri superbe am văzut și cel mai important, o să trecem pe deasupra cea mai cunoscută autostradă, deci din Marea Britanie, M25, prin niște poduri foarte înguste și destul de spectaculoase. Sorry, mai. Bă, nu înțeleg de ce înscârții. Înscârții foarte tare frâna asta și nu-mi place, bă, deloc. Hai că-i fain pe aici, tare. Wow. Bă, îmi trebuia un suport din ăsta să țin și eu GPS-ul ăsta, să țin telefonul. Hai, vino, da? Da, după cum vă ziceam, acesta este un traseu nou și de aceea trebuie să mă uit pe GPS, pentru că n-am mai fost pe aici și sunt foarte multe drumușoare. Îmi pare rău că n-am suportul pentru telefon, o să-l țin în mână. Avem de mers undeva la 20 de kilometri și chiar nu vreau să ne abatem pentru că e destul de lung traseul și nu are sens să ne abatem sau să greșim drumul. Peisajele sunt spectaculoase, după cum se poate vedea. Merge prin tot felul de lanuri, de grâu, secară, nu știu ce e aici, agricultura oamenilor. Foarte interesant, e foarte tare. Am văzut ceva fotografii și de asta am și hotărât să mergem pe aici. Cu toate că a fost foarte destul de greu, pentru că trebuie să demontăm bicicletele, să punem bicicletele pe mașină și o dura ceva timp, undeva la tot cu drum, e că am pierdut vreo 2 ore, doar de montat biciclete, montat înapoi și drumul până aici. Dar sper să merite. Deocamdată imagine superbe. Hai, Fini! Fine, au rămas în urmă. E un pic de al aici. Dar o să fie și vale, cu siguranță. Dar cât de tare e, cât de frumos e. Hai, bă, Fini, bă. Ce faci? Hai că avem de băgat, bă, Fini, bă. 20 de kilometri facem azi. 20 de kilometri. Hai. Dă-i în față. Bă, foarte, foarte greu mi-e cu telefonul ăsta. Mă uit pe GPS pentru că sunt foarte multe cărări. Foarte ușor să te abazi de la drum și nu e ok deloc.
Hai! Dreapta! Fă dreapta! Okay. După drum, după drum! Așa, după drum, da! Deci e foarte interesant, dacă traseul e pe aici, o luăm pe aici. Ținem de traseu și poate mai venim, facem și alte drumuri pe aici, pentru că am văzut că sunt foarte multe cărări interesante. Păi ce tare și aici drumul ăsta. Asta nu-i circula, bă, ci doar de biciclete, cred. Nu cred că trec mașini pe aici. Iară, mă, vezi, dar rău e GPS-ul ăsta. Unde înțeleg? Ia. Da, înainte. Hai că-i dăm înainte, hai să-i dăm un pic mai tare, bă, finii, vei? Să duc în față, da? Da, să ai grijă, să ai grijă aici. Da, da, cred că ăștia... Practic, noi am trecut prin câmpurile alea ca să traversăm... Am văzut că ajungem iar în oraș. Știi? Da, tu vezi că ajungem în rondou în față. Și după iar ne bagă pe ceva câmp. Hai că e interesant. Să ai grijă aici, că aici trec mașini, mi se pare. Ăștia stau aici, mă, ce fain e, mă, dar chiar că-i... Bă, ăștia stau aici, n-au niciun stres, mă, frate. Eu tenc cât de liniște aici. Oh, 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 oh. Ăștia stau ca bă și aici, mă, frate, mă. Ai grijă, ai grijă. Ai grijă aici. Stai așa, bă, stai că GPS-ul meu... Ah, trebuie să-mi iau numai decât. Cred că am ratat ceva, hai pe partea asta. Trebuia să fac... Ma, e ok. Hai că traversăm undeva aici. Dacă avem aici așa suport, stea foarte bine telefon. Așa trebuie să-l țină mâni. Da, hai, traversează, dai. Dai că nu-s mașini. Hai că dai, dai după mine, fini. Dă-i după mine că eu îi dau noi. Hai! Țin GPS-ul ăsta tot stânga-dreapta, stânga-dreapta, după aia probabil o să avem drum întins și nu o să mai fie nevoie. Dar deocamdată am nevoie de el. Hai că trebuie să facem dreapta aici. Ah, am înțeles. Am înțeles ideea, da? Bagă iar pe câmp, asta e bine. Hai, traversează, dai. Vedeai că ești pe roșu. Dar nu trec mașini, așa că... Ai, e urzica. Urzica. Dar ce îngust e aici, mă, tată, mă. Hai. Hai, mergi încet. Bă, dar nu-mi place cu scârția asta, de când am dat roțele jos, scârție frâna asta de n-ai văzut, bă, frate. Nu înțeleg ce are. Băi, fii atent că din gust aici și cât te urzici. Băi, fini, fii atent că te urzici pe aici, da? Ai, 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 ai. Hai de viața mea, dar ăsta-i traseu din ăla cu peripeții. Fii atent ce aici, bă, frate, bă. Mamă, 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 să fii șerp. Fai, da, da, da. Poți să treci? Poți să treci? Hai, hai, încearcă să... Hai că doar pe, prin pantalon și dacă treci urzica. La mâini să ai grijă, fini. Și eu am urzica, bă, fini. Sper să trecem de asta. Ești ok? Ești ok, da? Hai. Fai de viața mea. Bă, da, în același timp e foarte interesant. Doar că sunt foarte multe urzici. De că nu există țară cu mai multe urzici ca Londra, Anglia. Bă, frate, câte urzici au ăștia aici. Deci e plin. Stai așa că GPS-ul meu iar... Ah, stânga. Și nu înțeleg de ce... Hai, hai.
Da, de ce nu... Eu stai aici. Deci intrează. Asta așa. Eu să dau așa, da, mă, ăsta. Ăsta, mă, tată, mă. Eu tot îl țin așa și el se de... Se decalibrează. Își pierde nord, își pierde, se debusolează. Normal trebuie ținut frumos, așa, da. Trebuie să-mi iau suportul ăla numai decât. Păi și aveam unul acasă, ăla, uitea să dea. Păi sper să nu vină ploaia, bă, finic, e un pic înnorat. Dar în același timp, e și foarte cald afară, adică nu cred că ar ploua. M-am uitat și nu arată ploaie, dar vremea e schimbătoare aici. Hai, ești ok, da? Aranjează-ți casca. Da. Avem de băgat 8 km înainte. Din câte văd, nu? A, ba nu, asta e viteza, mă. Dar ce mult, nu? Deci... Avem voie să mergem cu 12 la oră, adică ne arată și interesant. Asta e un GPS special pentru biciclete, deci nu e un GPS, dar chiar foloseam frumos Google Map, care îl folosesc mereu. Asta e un GPS special pentru trasee de biciclete. Îți arată traseele de biciclete, foarte, foarte ok. Dar îți arată cu ce viteză mergi. Uite, mergem cu 17 la oră. Ai grijă aici, da? Că e multă apă. Bine-ați. Ai auzit? Grijă mare. Opa! Hai că ai luat-o bine, nu? M-am dus în apă. Băi, atele. N-are, mă, nimic cu roții. Ai chef de glume, tu, Phineas. Nu, da, interesant e traseul ăsta, chiar e interesant. Fii atent aici. Stai așa, stai așa că îmi dă eroare și mie, că știți trei din astea. Stai așa un pic. Stai, mă, ce-a făcut ăsta, mă, încolo sau încoace? Cred că aici, aici. Nu, așa pare. Uite, așa acolo e traseul. Oh, mai de minici aici. Da, hai pe aici. Să dai pe unul, că e greu. Ce e aici, mă, Phineas? Bă, dar ce e aici, mă? O hală părăsită, bă, frate. Ce-o făcut ăștia, mă? Fii atent că ieșim iar, mă, din... Cred că ieșim iar din traseu. Da? Ce-i aici, mă? Hai, pe rău. Schimbă! Schimbă când se aude așa lanț. Când auzi lanțul așa, schimbă. Dai pe... Ori mai mare, ori mai mic. Ia, frenul. Și merg ăștia aici, n-au nicio stres. Ia geal. Bă, frate, bă. Dar ce trec ăștia pe aici, mă?
Dă-i pe pod, Fineas, da? Stânga. Am avut ceva deal acum. Am simțit un pic pedala. Asta e ideea la un traseu din ăsta. Asta e șmecheria. Uite ce cale ferată. Ceva principal asta. Patru linii, asta e... Fine s-a plecat în față. Cel mai mare dezavantaj e că n-am suport la telefon în acest traseu. E foarte, foarte greu. Celelalte trasee, cât de cât le știam, nu avem nevoie de GPS. Pe aici n-am mai fost niciodată. Și n-am nicio șansă, m-aș rătăci. Pentru că tot ieșim din traseu, iar traversăm o stradă, iar intrăm, e complicat. Cred că să mai vin o dată, nu m-aș descurca să trasă. Stânga-n var. Aici ești. Asta. Hai. Hai după mine. Hai, sper să nu facem pană pe aici. Ca atât ne mai trebuie, o pană. Foarte încet pe aici, Fineas, că e ud, bă. Mama mea, ce aici. Foarte încet, da? Nu pot să merg tare, că e apă, bă, fine. Am intrat în peșteră, ia. Chiar îmi place traseul ăsta. E foarte diversificat, adică ai de toate. Ba, ieși, traversezi o stradă, intri, zici că gata, ești în oraș deodată. Ești înapoi în pădure. Foarte tare. Chiar îmi place. Hai, Fini! Ai uitat, am ieșit și noi la lumină. Am ieșit la lumină, bă, Fini, bă. Hergelie, ce aici? Bă, da, cam slab cai ăștia pentru englezii, de obicei au cai șmecheri. A, uite, în partea aia e mai ok. Da, da, da. Traseul ăsta era bun și de călărit, bă. Dar s-ar putea să... S-ar putea că pentru asta ăsta ăștia aici. Hai. Traversezi? Unde mă ne ducem? Pe aici? Iată ce aici. Oh, oh. Dacă vrei, mergi în față, bă, Fineas, de acum cred că îi dăm înainte. Din câte goade veci. Pe râu aici? Un râu ușor? Da. Da. Ce? N-ai voie să dai mâncare la nimeni. Uite, privat. Ponton acolo, pod, privat. Au intrări ăștia la casă, cu pod pe aici. Interesant. Ia, 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 fii atent că aici iar îngust. Iar îngust și foarte multe urzici. Ha, deci aici suntem pe sub M25.
probabil la întoarcere, pentru că traseul ăsta e un cerc. Nu ne întoarcem pe unde am plecat. La întoarcere o să trecem pe deasupra. Deci acum am trecut pe sub autostrada asta de vă ziceam eu. Cea mai cunoscută, cred că toată lumea a auzit de ea, tot românii care sunt aici. De restul nu mai zic, dar e o autostradă care cumva ea se învârte în jurul Londrei. Cum ar veni granița Londrei. Am trecut de ea, deci noi acum am trecut de ea, suntem cumva în afara Londrei. Probabil la întoarcere, de fapt nu probabil, cu siguranță la întoarcere, trecem deasupra pentru că am văzut un pod pe traseu, un pod mișto și ăla suprastui deasupra la M25. Hai, fini, dă-i! Hai, mergi după drum! Dă-i după drum, da! Ai văzut un iepure? Da! N-am văzut! Dă-te! N-am văzut! Știu că sunt iepuri pe aici foarte mulți, dar nu l-am văzut pe asta. Mai de mult am văzut în alte locuri. Pui de iepuri, nu? Hai, hai să-i dăm. Hai să-i dăm un pic. Hai să-i dăm un pic, avem drum bun aici. Bă, de un caz că facem pană, în loc de 2 ore cât e traseul ăsta, probabil facem 4, nu știu, bicicleta în spate. Dar, da, nu e chiar atât de rău. Până la urmă, n-am venit de acasă cu bicicleta. Avem mașina care, până la mașină e ceva de asta. E ca lumea, nu mă sperie pe mine. Până la urmă, hai, trebuie să facem pană, facem pană. Pentru că sunt foarte multe pietre din astea scuțite și e șansă să faci pană. Drumurile sunt foarte denivelate, off-road în toată regula. Ce e făcut mâine aici, parcare? Am ajuns într-o parcare. Deci noi ar trebui să ajungem înainte. Podul ăsta, nu? Sau unde? Nu e frică. Păi că nu știu, nu ar trebui să ajungem, să fiu sincer. Pe aici. Hai grijă la apă să nu faci baie aici. Păi și lacul în afară, bă, frate. Hai. Da, e fain lacul ăsta, mă. Da. Foarte tare lacul ăsta. Așteaptă un pic. Ce să facă? Să-ți treacă, nu. Cu ce? Bă, da, noi trebuie să... Noi trebuie să trecem înainte prin apă, mă, tu știi? Uite apa acolo. Ai grijă aici la apă, da? Da. Ui, și lacul în afară, trebuie să mergi foarte încet și n-ai voie să pui piciorul jos. Te descurci? Bine, azi n-ai voie să pui piciorul jos. Pedalează în continuu, dă-i, 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 dă-i. N-are nimic dacă te stropești pe spate. Hai, dă-i. Te descurci, da? Păi, bă, dar ce moare apa, bă! Îi dai, da? Da. Vai, bă, fini, bă! Te-ai udat? Da, un pic. A, n-are mic un pic, e cald, da, afară. Un pic, uite cum stau ăștia cu corturile aici la pești. Ia timp de geam, frate. Aș fi oameni. Ha. Încoace, înainte. Bă, dacă m-am trecut, era jumătate de roată în apă, bă. Foarte mare. Foarte mare, e și lacul în afară, au plouat. Aici când iasă lacurile în afară, durează o săptămână, două până se retragă înapoi.
În rest eu scad drumul, n-ai. Când e apă, mai e șansa să fie ud. Hai! Cât de fain e lacul ăsta, vezi? Au un fel de nufer deasupra lor, nu știu ce să... Nu cred că sunt nufere. O să avem grijă în față, că e destul de denivelat. Hai! Au, ursica! Deci în dreapta undeva în față. Hai, Fini! Până acum sunt super mulțumit de traseul ăsta, deci e ceva top. Dacă sunteți pasionați de natură, aventuri, de genul natură, eu zic să urmăriți acest canal pentru că urmează trasee și mai spectaculoase. Și nu numai trasee de bicicletă, o să fie și cu ceva ATV-uri, mai pe viitor, multe chestii. Trasee montane, mai multe. Tot ce înseamnă natură și aventură în natură. Deci dacă sunteți pasionați, eu zic să vă abonați la canalul ăsta pentru că n-aveți nimic de pierdut. Hai, Fini! Hai, tată, hai! Hai că mai avem! Mai avem încă o oră de băgat. Dar e deal rău aici. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar în realitate chiar găfâim la deal. Hopa! Calea ferată, mă, inima. Acum îți vin dacă n-a ratat traseu. Bă, era în 100%. Deci era în 100% că trebuia să fie ceva greșit. Hai că aici ieșim în sat, înapoi. A ratat traseu. S-o părume e dubios, că n-aveam ce să căutăm. Ori traversai calea ferată și ajungeai în sat. Și probabil n-aveai altă intrare. Aveți. Asta-i și. Da. Veverița! Ai văzut veverița? Hop! E foarte tare pentru că ai și ai deal, urci deodată foarte mult de aici. Bă, frate, nu mai poți deodată vine câte un drum din asta lin, așa frumos. Unii poți să-ți tragi sufletul, dar se poate. Deci nu ne-am oprit foarte puțin. A fost setul Phineas și atât, în rest am dat în continuu. Și probabil îi dăm în continuu până ajungem înapoi. Îmi place foarte mult traseile astea care ies în cerc pentru că nu necesită să ne întoarcem pe un neam aici. Iară GPS-ul. Nu necesită să ne întoarcem pe unde am venit. Deci am plecat de într-un punct, ajungem în același punct, ocolim frumos și după două ori ajungem tot acolo. Deci e foarte șmec ideea asta. O să caut tot mai multe trasee de gen. Dar cu de gust aici. Păi, de că uite că nu-mi cap coarnele. Bă, frate, mă. Ia te aici, o gândită așa aici. Ce-o fruc, sunt aici cu viteză, aici. Stai așa. Ia stai așa, Phineas. A, aici. Trebuie să mă uiți și la GPS, bă, Fini, bă. Hai, ai trecut? Nu aproape. Acum da. Hai. Sunt foarte. Nu este foarte mișto. Am ieșit iar pe stradă, vezi? Așa. Am ieșit iar. Te întreb iar mai încolo. Foarte diversificat traseul. Foarte... Aici, foarte șmecher.
Ai grijă că pot trece mașini vechi. Ai grijă, Phineas. Stai în spatele meu. Hai. Stai după mine, da? Și mergi pe margine. Hai, traversează, bă. Traversează și vină pe aici. Hai că-i dăm pe trotuar, că nu vreau să... Tot trebuie să mă uit în spate, pentru că... E periculos. Vii după mine, da? Phineas! Păi da, unde mă? Păi deja m-am saturat de... O să intru înapoi. Intrarea pe aici, undeva, bă. Unde, bă, frate, mă? Fii atent aici, intrare, ia. Hai de capul meu. Asta n-aveai cum să... Când n-aveam cum să mă ratez. Hai. Ia bicicleta. Mergi pe lângă ea, da? Da. Măi, bine, mă, pe aici. Nu știu dacă e bine, dar... Așa, nu pot. Aici nu pot. Nu pot? Hai, dă-i ușor, așa. Așa, ține de ea, că e ușoară bicicleta. Hai, bă, Phineas, ține, ține, ține. Hai. Hai. Suntem undeva la jumătatea traseului acum. Deci avem încă pe atât. Nu mă trase aici. Hai să mergem pe jos, că e ideal, n-are rost. N-are rost să forțăm. Pentru că mai avem drum lung și n-are rost, știi? Să ajungem repede, că dacă ne plimbim mai acolo... Nu, nu plouați. Hai, poți să te urci de acum. Uite, după asta, așa încolo, deja e mai bine. Da? Hai. Ești pe 3, pe 2, pe cât ești? E pe 1. E pe 1, că nu ești pe 1. Ești pe 2. Dă-i pe 1, Phineas. Nu ești pe 1, ești pe 2, eu văd. Împinge mai tare, de-aia că lanțul e pe 2. Forțează mai tare când schimbi. Schimbă!
Oi. Oi? Da, vezi? Nu. Vezi oi alea, la care te referi? Da. Ce-au făcut ăștia, mă? A fost ceva aici, o demolat. Uite în partea oile. Uite în stânga, bă. În stânga, acolo, oi. Aici așa stau oile, îngrădite, nu stau cu cioban ca la noi în țară. Dai. Bă, ce fain e asta. E luț. Ce faci acolo? Bă, dar ce fain e asta. Ce tare să... Cum stau ele așa singuri. Îngrădite frumos. Bine, nici nu se exagera de mult aici. Nu știu, vreo 50 de... Băi, mai mult nu știu. Phineas! Bă, tata, ai plecat, bă! Alea sunt multe, bă, uite în față câte sunt. Sunt multe, băi. Da! Uite, sunt multe. Sunt chiar foarte mult. Ceva ferme pe ceva și ceva, uite. O cireadă cu vaci acolo. Înainte. Păi ce, pe ce coclauri am ajuns, mă, frate? Nici nu mi-am imaginat. Hai! Hai, da! Încearcă să mergi pe aici, pune piatra asta, știi? Pune bătucit. Da? Nu, pune mergi acum. Să nu mergi pe iarbă, știi? Că pe iarbă te blochează. Cât de fain este. Oițele. Fain, nu? Bă, ce-mi place traseul ăsta, mă. Super tare. Hai. Îți plac, nu? Da, și vaci acolo. E ceva, o fermă, uite, în față. De aici încolo începem să ne apropiem înapoi de mașină, pentru că cam asta a fost în depărtare. Foarte tare, pentru că dacă era traseu dus întors, gen să te întorci, practic aici era capătul și trebuia să te întorci până ai venit, dar fiindcă traseul e în formă circulară, întoarcem prin alte locuri și foarte interesant. Stânga. Hai. Hai, devine o pânză de pe așa. Am luat-o direct în față. E greu? Fine, îți vreau să-mi spui dacă îți place traseul ăsta, bă, Fine. E cel mai fain traseu? E cel mai fain traseu până am fost noi? Zici și tu aceeași treabă ca mine, nu? Cel mai șmecher, nu? Lasă-mă să trec eu în față, da. Și vii după mine, că ajungem la stradă și te conduc eu. Hai! Te ții de mine, da? Da, mergi.
Dacă trebuie să ieșim aici. Foarte ușor. Opa! Hai! Să închidem înapoi pentru că dacă era închis. Cine știe, poate să nu iasă animale ceva, bar n-am. Hai. Bine, să așteaptă. Hai, vină după mine. Facem dreapta imediat și intrăm înapoi pe drumul nostru. Hai, Fini! Unde, mă? Ce zice asta, vezi? Iată. Iată ce-am făcut. Hai că-i vale acum. Hai că avem vale acum. Hai, dă-i, hai în față. Hai jupă drum. Ce fai, o Fidiu? Mergi după drum. Sau stai în spate, dacă nu. Cum vrei. Mergi după drum, că-i bine. Hai să-i dăm un pic, aici avem un pic de mers. Și fain drum. Hai. Să mergi aproape de... E lângă iarbă aici. Da, mergi lângă iarbă, partea asta, stânga. Nu treacă pe mașină, mă, Fidiu, că ce... Rom public. Hai, lasă-mă să mă cu față. Ca să fii mai ok. A, bă, Fini, bă! Opa! Haide! Aici unde? Mi-a zis ce încoace. În dreapta. Hai, Phineas! Din astea faci, nu? Pui să te aștept și după mă lași în urmă. Și ăștia... Și ăștia stau aici... Foarte fain. Ăștia care stau pe lângă parcuri, pe lângă câmpurile astea aici, chiar stau bine.
Super fain. Bine scumdă de vale, cum e fața mea? Până-i deal? Nu mai poate. Hai, na, înțeleg. Oricum, face prea mult la vârsta lui, chiar se ține de traseile astea. Și el îmi zice, hai să mergem, hai. Îmi vine weekendul, cum zice, hai să mergem. Noi facem un traseu. Mi și place, adică nu... Se dă un pic. Hai grijă, uite-n față. Haide, vine. Ce faine, bă, frate. Aici chiar te faci. Uite-n față, fini. Hai de mine GPS-ul ăsta, ce mă. N-am încotro. Uite că am ratat, bă, fini. Stai așa, că am greșit. Finias! Nu mă mai aude. Hai că încercăm pe aici, o să ne mai întoarcem. Nu, dar primul lucru pe care trebuie să-l fac e să fac rost de suport de telefon. Pentru că nu mai vreau să stau cu telefonul bun. Nici nu prea pot să mă bucur de peisajele astea, pentru că tot stau în continuu, trebuie să mă uit. Ratez traseul. Și stai să vezi că... e bine, dreapta. Bine, eu știu că îți place pe acolo. Doar că... Uite, o să o luăm pe aici. Hai. Cum? Cine e tu? Intru bicicleta înăuntru. Vai! Hai să trec și eu. Bă, mi s-a rupt lanțul. Mi s-a rupt lanțul la bicicletă. Hai de viața mea. Bă, frate, bă. Cum facem? Păi nu facem asta. Ar trebui să-i dau pe jos. Fii atent aici. Bă, dar cum s-a rupt, bă, omule, bă. Nici o șansă, fii dăm pe jos. Fapt eu, tu mergi bicicletă. Deci fii atent aici. Hai de viața mea. Ăsta n-am cum să-l pun, n-am cum să-l repare. Sări de acolo. Dar să încerc să-l pun înapoi, oare? Că văd că nu e piesa aia, nu e. Ia stai așa. Poate-l pot pune înapoi, mă, tu știi? Cum să-l pune înapoi aici? Ce-o sărit ăsta așa de... Să încerc, poate-l pun înapoi. Și n-am nici apă, n-am nici șervețele la mine, să mă știu. Caut o piatră mai mare. Ok. Un patent îmi trebuia asta. Dacă aveam un patent, îl forțam un pic și intra. La loc. Nu este o piatră? Să-i caut o piatră. Bă, dar măcar dacă eram aproape de... Asta? De mașină, mă, frate, mă, dar și departe, mă. Nu, n-am ce să fac acolo. Trebuie ceva mai mare, mă, fiind. Deja. Suntem...
drum înapoi, doar că mai e ceva, nu știu, 40 minute, cred că mai era pe... de mers cu bicicleta, cred că. Ăsta? Sau, nu știu, jumătate de oră, cum știu. Ăsta? Ce să-l prind înapoi, măcar cât de cât să mă țină până la mașină. Hă? Ce zici, o fac? Uh-huh. Ce părere ai, o fi? Ia stai. E îndoiată rău asta. Deci avem un patent 100%. Nu rezolvam. Ce? Până la mașină nu rezolvam, să mă țin. La mașină ai un patent? Da, degeaba am la mașină, că aici am nevoie. Oh, da, să mi se rupă lanțul așa. Cum așa ceva? La ăsta? Mi-a găsit ăsta. Da, bine, bine. Ce m-am făcut pe mâini? Ce? Tai de capul meu! Negru! Ia dă-mi piatra aia! Mult? Mă dai, una o... Hai mă, ce ai? De capul meu. Îmi dai... Pișit. Vine să vin un pic, ține un pic aici piciorul. Pune piciorul pe asta așa, ține așa. Că l-am prins un pic cât de cât. Așa. Bă, dacă îl fac să ajung până la mașină, e foarte bine. Când eram copil ca tine, un pic mai mare, tu știi cât e din astea am făcut? Așa reparam bicicleta și încă puneam sârmă în loc de astea înapoi. Era ceva obligatoriu să se repare de câteva ori lanțul cu sârmă până îl schimbai. Eu mai trebuie să treacă prin partea asta la altă, că prin prima parte o trecut. Și dacă îl las așa s-ar putea să sară. Ai făcut, îl pune înapoi, da. Problema e să ține, că mai avem dealuri, mai avem astea și să nu sară din nou. Dacă sare, nu e degeaba, mă chinu aici. Dacă mai sare odată, nu-l mai fac, îl pune. Îl dăm pe jos. Singură șansă îi dau. Îl mai sărit odată, la revedere. Ei, da. Cum vă fiți dorvei, Gio? Aș pe jos să-i dăm și tot ajungem, mă, nene, mă, merge mai mult, da. Tu mergi pe bicicleta ta, n-ai treabă. Bă, l-am pus înapoi. Sper să țin. Uite, vezi? E îndoiată, mi-e dar... Bă, dacă mă țin până la mașină, e bine, vă fi inima, tu știi? Dar de ce te... Hai, lasă, dai drumul acolo. Ce te să dai cu piatra înăuntru? O să intre înapoi la loc. Da, hai să-mi torn un pic ceva aici, viața mea, ce-am fi mâine. Ia, ia, dă-mi, ia, pus apa un pic? Da. Să mă spăl un pic. Așa. Scoate. Să mă șterg-o, mi-e, hai, bine, să mai duci aici. Ia. Stai. Stai că rămân fără apă. Haide, bine, ce aici. Hai.
să mă șterg. Mițica mea. Ia, head up. Ia, dar. Tot? Acum vedem dacă am făcut treabă bună aici. Am pierdut o jumătate de oră să pun asta înapoi. Dacă mă duce până la mașină ar fi minunat. Pentru că avem drum lung. Vedea, da, fumă să sară lanțul așa, bă. Nu mă așteptam niciodată, bă, la... Sincer să fiu, mă așteptam să fac pană mai mult decât să... Pentru că drumurile, nu știu dacă se văd pe camera, dar sunt foarte... Pietre foarte ascuțite și am mai văzut și sticlii ceva lângă fermele alea, am văzut ceva... Adică chiar puteai să faci pană, dar... Thank you. Dar la lanț nu m-am așteptat. Nu e imposibil. Dar pur și simplu nu m-am gândit. Într-adevăr, bicicleta asta a stat foarte mult pe dreapta. O folosesc doar vara. Stai așa să vedem ce zice GPS-ul. Pe că înainte, Phileas. Da, hai. Înainte, da. Oricum, lanțul ăsta nu mă bazez să mai fac cu el o vent. Chiar dacă mă țin, oricum l-am prins foarte bine acolo. Dacă aveam patentul, rezolvam problema asta în maxim 10 minute. Așa am stat o jumătate de oră, 40 minute, dacă nu m-am chinuit cu o piatră să-l pun înapoi. Pentru că nu s-a pierdut prinderea aia de la lanț. Doar o sări de la locul lui și l-am prins înapoi un pic, sunt doiat. Că de asta am și durat. Cu un patent, v-am zis, o rezolvam. Stânga, da? Adică după drum, da. În patent o rezolvam super rapid. Dar aia e. Mai întâmplă și din asta, n-ai cum. Mai nici nu vreau să forțez foarte tare la deal, sincer. Pentru că mai degrabă merg mai încet, dar ajung la... Ajung cu bine. Nu merg cu jos, pentru că... Vă dați seama că mai am o oră undeva, nu știu, 40 minute, cred că mai sunt. Nu chiar o oră, dar 40 minute mai sunt până ajungem, până la final. Și asta cu bicicleta, că dacă am merge pe jos, îmi dau seama că făceam două ori pe jos. Și chiar nu am chef să merg pe jos acum. Hai, poți să-i dai un pic mai tare, da? Foarte faine peisajele pe acest traseu. Superbe, dacă nu era să întâmple asta, era super. Asta cu siguranță traseul ăsta o să-l țin foarte mult minte, pentru că n-ai cum să nu ții minte, țare, lanț, faci o pană, chestii din astea. Eu, sincer să fiu, nu am crezut că-l fac înapoi, pentru că nu aveam patent la mine, nu aveam nimic. Ce o sculă, doar cu o piatră. Sincer, să fiu la început, am zis că, bă, o dau pe jos, să te las o pas, bă, să încerc. Și uite că l-am reușit. Hai, hai, dă-i un pic mai tare, fii. Ha? Oricum, următoarea aventură, cu siguranță, schimb lanțul. Nu mă bazez, chiar dacă ține. Și ăla zice că ține până ajung, nu știu. Am prins bine acum. Hai! Ia, stai așa. Hai mă, ce...
A, înainte. Aha. Da, e pe acolo. Am fi dat pe aici. Lasă-o să merg în față, vine. Mă lași să merg eu înainte? Hai, lasă să merg eu înainte și vei vină după mine. Lasă să merg în față, pentru că... nu e simplu așa. Hai! Hai că traversăm. Hai, vină după mine. Undeva trebuie să facem stânga aici. Unde-o aici, nu? Unde zice? Păi nu cred, fii atent pe unde. Păi, fii atent pe unde-i traseu. Tu să nu vii aici. Hai! Hai că nu-i chiar așa rău. Hai de vin, nu se vede. Bine azi! Dai tare, bă! Fai de capul meu! E chiar atât de rău, dar e chiar rău pe aici. Sincer. Na, fine, ce să-ți facă, mă, tată? Ne mai urzicăm, ne mai... Nu? Asta nu e urzică de aia, are urzică tare, am văzut. M-am urzicat și eu, dar nu urzică tare. Ai grijă pe aici. A? Aici? Unde-i de aici? Ai trecut? Nu. Te descurci? Da. Hai, dai prin apă, nu mai ocoli. Dai prin apă, dar mergi foarte încet. Da? Bine. Uite, îi dai prin apă, așa, da. Nu mergi foarte tare. Nu mergi foarte tare ca să nu... Dar ce avem aici numai din astea, mă? Nu, frate, mă, ce... Nu, frățiorul meu. Ce ai făcut? Hă? Hai că cred că am terminat cu astea, cu nămolul ăsta.
Hop. Ai grijă aici. Drone up there, look at that drone, look. Thank you. Just spying. I don't know who is this. He's spying. Not acceptable. Keep with your clothes. Look at him, look. If I had a stone, I'd smash it. Give me a stone. Shocking, isn't it? Am ridicat unul drona și doamnele l-au speriat că se spionează. Dacă vine după mine, îi dau, iau un bolovan și arunc după el. Am și o dronă în ghiozdan, dar n-am ridicat. Adică... Nu facem dacă nu... Am crezut că traseul e undeva mai... Nu știu, merge undeva mai în sălbăticie. N-ai treabă cu oamenii, oamenii... Aici sunt perioși, dacă ridici drona... Sună la poliție. Hai pe aici! Poți să-i dai tare pe aici? Da. Bă, frate, la ce traseu e. Vezi că vine ăla cu drona după tine. Vine ăla cu drona după tine. Aici nu mai ieși dacă... Mai trec și alții. Hai, dai înainte, dai mai tare un pic. Un pic să ieșim din pădurice asta. Ce mă, frate, ce e aici? Păi da, ce sperioase erau alea de acolo, doamnele alea. Mă, într-un fel, stai să vezi o dronă care te urmărești și nu știu. E chiar safe. Pe aici, prin Anglia, se întâmplă multe nebuni. Azi vine după mine, am zis că arunc cu bolovanul după mine. Dar nu, s-au uitat un pic încolo, erau curioși. Nu aveți ce... Nu știu. Care-i treaba? Probabil mai avem un aventurier pe aici, care ridică dronul. Hai, dă-mi pic mai tare. Bă, dar aici chiar că e pustiu așa și... Păduri, păduri, adică. Interesant traseu, oricum, îmi place. N-am prea. Ce fine, să plânge el un pic, mai urzică, că e urzică, de asta. Dar are nimic, că urzica e sănătoasă. Hai că ieșim acum, te se aude. Trecem deasupra la M25, cred, din față, cum se, după cum se aude. Hai, Fini! Ia fii atent aici, Fini. Ha? Uite cum trec ăștia, uite ce viteză. Fain se vede de aici, nu? Ia stai așa. Hai, dăm! Thank you.
Ai văzut iepurile acolo? Da, un iepuri, hai. Stai așa. Azi așteptăm. Stai să facă verde, da? Ha, acum, dă-i. Dreapta sau stânga? Aici, dă-i înainte. Faci dreapta și stânga. Aici. Aici. Înainte, pe aici, pe lângă stânga, aici. Da. Față. Tot înainte. Da, mergi ceva azi. Fain tare să vedeai M25-ul de acolo de sus. Și podul ăla era fain construit. Mamă, mamă, dacă nu-mi reparam lanțul, tu îți dai seama cât mergeam pe jos? Deci nu vreau să-mi imaginez. Foarte bine că am rezolvat treaba. Altfel era rău pentru mine. Poți să-i dai un pic mai tare? Acum o să-mi iau cu mine un patent, mereu ok, o treabă. Nu se știe, când te lasă o pompă iar e bine, nu știu, faci o pană și nu se desumflă de tot și poți umfla și merge un pic mai... Da. E bun, e... să-l iai. Acum dacă aveam un patent, era mult mai bun. M-am chinuit cu... Hai, fini! Dreapta, Phineas. Sorry, dreapta. Am greșit. Aici. Hai. Ești în spate? Ai ajuns, da? Hai. Hai că-i dau un pic mai tare. Vezi că mai sunt bolovani din ăștia. Ha? Hop. Dai în față? Îi dai în față? Hai, hai că mă duc. Hai că-i dai eu, hai.
Bă, parcă avem mult deal la întoarcere. Mai mult deal. Și drumul pare destul de drept, dar e foarte greu merge pe el. Hai, Fini! Hai, dă un pic mai tare, că aici e vale, văd. Vrei? Știu că îți place vale. Unde zice asta dreapta, mă, aici? Aici, așa. Hai, dăm ușor pe aici. Mergem încet pe aici, nu mergem tare. Ia uite iepurile, bă, Fili. Ai văzut iepurile în față? Unde? Uite, ia, 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 uite. Ai văzut? Ah, dar practic o culme aici. Uite. Ai grijă, ai grijă. Hai, da? Da. Hai sus. Hai să duc. Nu știu, parca mașinile așa în drum. Hai. Încet că ajungi în principal. Stai în spate. Hai că traversăm. Poți să-i dai repede? Uh-huh. Repede, hai. Păi pe aici, zici. Am auzit. Nu? Hai că nu mai avem mult. Imediat ajunge. Dă un pic pe lângă stradă. Hai! Ușor că o să traversăm, da? Hai. Hai, dai, dai, dai. Dai pe stradă, da? Nu-s mașină. Merge în stânga. Bă, dacă e cald, nu? Fini! Este un val foarte mare! Unde, față? Uh-huh. Hai!
Stai în stânga. Haide. Du-te înapoi pe stradă, am intrat în parcare mașină. Aici. Nu e pe acolo, că e aceeași treabă. Ha. Să intrăm aici. Ha, urc. Stânga. Aici e fain, tare. Nu? Aici e fain, mă, aici. Aici e fain să aud păsările. Aici e fain. Hai! Hai că mergem pe jos, că e și fain afară. Cât de fain, ce viu. Vezi că toți copacii au căsuțe din astea pentru păsări? Uite, vezi? Așa se. Uite și acolo. Fă pe toți. Uite, mai are. Da, 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 toți, toți. Chiar toți au. Da. Fii atent. Oare stau păsările? E că sigur stau ne. Una mic? În astea, în căsuțele astea, da. Cum sunt capul unul așa? Una mic, păsările de la mici. Da, e plin, am văzut. E plin. Băi, chiar am obosit pe traseul ăsta. A fost destul de greu. Am și mers foarte mult. Mai e stitial. Mi-a scăzut de la stradă, iau tot. Da, hai că-i dăm un pic pe jos, că ideal. Și nu-i doare pe pragă, le trebuie amândoi. Stânga, da? Hai! Hai, da! Aproape o mers! Lasă să merg eu în față, fini! Hai, dă-i, dă-i, dă-i înainte! Dă-te pe stradă și apoi dau eu în față! Cam asta a fost această aventură. Am ajuns și noi la destinație, la finalul traseului de astăzi.
Sper că v-a plăcut acest vlog și ne vedem data viitoare la o nouă aventură. După cum puteți vedea, lanțul m-a ținut până la final, ceea ce e foarte bine. Numai bine, ne vedem data viitoare.